Meci dramatic sâmbătă în Liga 1 la fotbal în cadrul partidei FC Astra Giurgiu FC Vaslui. Giurgiuvenii au început în forță prima repriză când au atacat constant poarta vasluienilor, iar în minutul 31 au deschis scorul prin Tembo. În a doua parte a jocului a venit rândul ratărilor, giurgiuvenii având 4 ocazii clare de gol, din păcate fără a înscrie. A fost și momentul în care antrenorul celor de la Astra, Gigi Mulțescu, a decis să închidă jocul. Numai că în prelungiri, în minutul 94, arbitrul de la centru a dictat penalti pentru vasluieni, într-o fază extrem de controversată. Dacian Varga de la FC Vaslui a egalat, scorul final fiind 1-1. Și Haralambus, totul pe ultima carte, cea a centrării, îl vedem pe portarul slovac, ieșind greșit, poarta-i goală, poarta-i goală! Nu este Hens, este Hens, ba da, e penalti! Este penalti incredibil! Atunci trebuie dată și eliminare! Galben! La conferința de presă după încheierea partidei, antrenorul vasluienilor Viorel Hizo a spus că nu este mulțumit de jocul jucătorilor săi. Însă, în opinia sa, lovitura de la 11 metri a fost acordată corect de către arbitru. Mingea a ajuns la Varela, a șutat, iar jucătorul dumneavoastră a respins-o cu mână. Deci așa am văzut eu. Dar nu pot, eu port la meci ochelari, deci am văzut faza. Nu pot să vin și să spun în locul arbitrului, unde eu sunt la 60 de metri de fază și arbitrul este la 4-5 metri de fază. Era arbitru, care a avut dreptate. Oricum, mingea aceea a venit în mână. Dacă arbitru a apreciat că a lovit mingea, înseamnă că este 11 metri. Nu de aceeași părere este antrenorul celor de la Astra, care a declarat că echipa sa este furată de arbitri pentru că deranjează. Deranjăm. Cum avansezi acolo de sus, de primul loc, se aprinde celula fotoelectrică și încep culisele și manevrele. Noi jucăm din 3 în 3 zile, singura echipă, 14 zile, 4 jocuri. Și nu suntem echipă de Champions League să fim obișnuiți cu jucători care să știe să joace din 3 în 3 zile și să aibă și rezistența de competiție, de stres, de asta. La 3 zile, să și recupereze fizic și mental. Eu, totuși am recuperat foarte repede în aceste 3 zile după înfrângerea în minutul 94. Vă dați seama că nu s-a digerat foarte ușor. Da, cu discuții, cu una cu alta, și critice de a bărbătești, și motivare, și cu antrenamente de dezobosire și de pregătire a jocului. Vă dați seama, în 3 zile ce să faci mai repede. Și totuși ne-am prezentat, zic eu, foarte bine în la coadă. Și fără niște jucători care pregătisem toată săptămâna, alți doi jucători care pregătisem jocul. A trebuit să schimb în ultimul moment, să schimb astăzi înainte de joc, vă dați seama. În urma etapei de sâmbătă, Astra Giurgiu se menține pe locul al treilea în clasament cu 21 de puncte, iar în etapa următoare va juca la Galați, împotriva celor de la Oțelul.